Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! La începutul lunii iulie, energiile planetare au un efect atenuat asupra emoțiilor negative. Prin urmare, toate momentele contradictorii vor ajunge la zero. Dar în sfera financiară sunt posibile diferite dificultăți, chiar și probleme grave. Cel mai bun comportament în această perioadă este să nu intri în tranzacții suspecte. În calendarul popular facem pomenirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Cei doi apostoli sunt sărbătoriți împreună pentru că au murit în aceeași zi, pe 29 iunie a anului 67, în timpul prigoanei creștine declanșate de împăratul roman Nero. Săptămâna aceasta poți fi foarte bucuroasă și plină de viață. În momentul în care vara ajunge la punctul culminant, majoritatea oamenilor se vor opri să se gândească la afacerile actuale, iar romantismul va veni pe primul loc. Mergi la plajă sau la o petrecere prietenoasă. Oricine în a cărui inimă iubirea a domnit deja, în zilele următoare va fi foarte sensibil la a doua jumătate. Spune mai des partenerului tău cât de mult înseamnă pentru tine și nu uita să-l înconjori cu maximă grijă. În această perioadă, activitatea ta va scădea semnificativ. Fă-ți timp să te odihnești. Nu îți fie frică să petreci mai mult timp fără să faci nimic. Acum va fi cea mai bună terapie. Chiar de luni poți avea nevoie de sprijin psihologic de la cei dragi. Problemele nu sunt excluse atât în treburile personale, cât și în îndeplinirea sarcinilor oficiale. Ta perioada este mai potrivită pentru afaceri financiare, punerea în aplicare a planurilor majore, soluționarea problemelor imobiliare, de asigurare, moștenire, impozite. Se pot face afaceri de succes cu țări străine și străinii. Cei care sunt în vacanță sau pensionarii sunt sfătuiți să nu viziteze locuri publice aglomerate. Este o probabilitate mare de a deveni victima unui hoț de buzunare. Pentru cei care petrec mult timp la volan, li se recomandă precauție extremă. Dar pentru că vorbim de weekend, este important să-ți spun că, indiferent de problemă, trebuie să fii ghidată de bunul simț. Îndepărtează-te cu mare atenție de disputele pe teme religioase și spirituale. Iar acum hai să aflăm la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec. Odată cu debutul lunii iulie vei începe să simți o creștere a vitalității, astfel încât să poți planifica și rezolva mai multe lucruri decât de obicei. În această săptămână vei avea noroc în treburile personale. Poți petrece săptămâna aceasta în flirturi nesfârșite. Chiar și la locul de muncă nu te vei opri să nu flirtezi cu oameni drăguți de sex opus. Dacă ești deja angajată într-o familie, vei stârni invidia celei de-a doua jumătăți. Poate că va trebui să intervii pentru a-l ajuta să nu explodeze de gelozie. Dacă ești liberă de legăturile de familie, ia flirtul cât mai serios posibil. Printre numeroasele fețe noi vei putea întâlni persoana cu care vei începe principala poveste de dragoste a vieții tale. Cunoștința este foarte probabil să apară la locul de muncă. Potrivit astrelor, marți este potrivită pentru întâlnirile cele mai dificile, poți insista asupra altora și ei te vor asculta. Ar fi frumos să termin orice reparații dacă le-ai început de mult timp. Întrebările referitoare la un plan financiar este cel mai bine să fie amânate până joi. Trebuie să-ți dai seama cu adevărat de situația ta. Tot ceea ce oferi nu este la fel de profitabil cum pare la prima vedere. Pe astrograma ta natală, stelele avertizează că dezacordurile cu rudele mai în vârstă pot fi exacerbate. Poate că unele dintre ele te vor refuza să te sprijine cu finanțe sau sfaturi. Orice proceduri de diagnostic legate de sănătate vor fi acum doar informative. Încearcă să-ți protejezi umerii și brațele. Acum mușchii și articulațiile sunt deosebit de vulnerabile. Fii deosebit de atentă pe drum. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur. Vei fi optimistă și gata de a muta munții din loc.
Pentru tine nu vor exista sarcini imposibile. Cu puțin efort îți poți întări autoritatea profesională, poți câștiga popularitate în spațiul virtual, îți poți promova propria afacere sau vei reuși în eforturile creative. Vei avea mai mult timp liber și trebuie să-l utilizezi pentru a te relaxa pe deplin. Cea mai bună perspectivă pentru tine este să iei o vacanță departe de casă în aceste zile. Orice călătorii vor avea succes. În astrograma ta natală, stelele avertizează. Miercuri te poți certa cu rudele, problemele imobiliare pot fi afectate și pot fi chiar foarte dificile. Acum nu trebuie să iei decizii rapide și este mai bine să abordezi totul pe o notă pozitivă. Probabil o rudă mai în vârstă intenționează să facă o reparație grandioasă sau vrea să fie angajată într-un alt eveniment care consumă mai mult timp. Paradoxal, dar acest lucru va acționa ca un balsam pentru cuplul tău de dragoste. Sănătatea este excelentă! Cu toate acestea, în timpul săptămânii sunt posibile stări temporare de oboseală, oboseală generală și stare proastă de spirit. Cea mai bună opțiune? Încărcare moderată și odihnă adecvată. Poți fi atrasă de alimente pe bază de carne și de feluri de mâncare fierbinți. La sfârșitul săptămânii, starea de spirit se poate deteriora, ceea ce poate declanșa un atac de nervozitate. Fii atentă la starea ta. Odihnește-te mai mult. Acum nu se recomandă implicarea în sport și nici respectarea unor diete stricte. Corpul trebuie să se odihnească. Sâmbăta este o zi minunată pentru socializare. Încearcă să organizezi o petrecere cu prietenii tăi. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni, în această săptămână ai putea fi puțin confuză în chestiuni profesionale. Poți fi înclinată să-ți dictezi cererile în totul și să nu înțelegi că orice relație poate fi distrusă în acest fel. Poți pierde credibilitatea la locul de muncă, partenerii se pot îndepărta de tine. Pentru a nu provoca mânia altora, încearcă să storci mai întâi totul de la tine și până la maxim. Te poți simți epuizată, chiar poți avea o stare de rău cronică. Motivul constă în epuizarea sistemului nervos și emoționalitatea excesivă. Există posibilitatea de a te confrunta cu probleme endocrine. De asemenea, trebuie acordată atenție sistemului limfatic, zonei capului și feței. Cu toate acestea, poți trece săptămâna cu un calm uimitor. Cele mai importante zone din viața ta par să înghețe și să nu-ți mai dea un motiv de îngrijorare. Adevărat, motivele pentru entuziasmul zgomotos în zilele următoare nu va exista, va fi mai degrabă reacția ta în fața stării de surmenaj. În timp ce toate evenimentele își iau cursul, te vei gândi la sufletul tău și la locul tău sub soare. Este posibil să începi să citești literatură filosofică sau să devii membru a unui grup dedicat acestui subiect. În plus, vei petrece mai multe ore în compania celei de-a doua jumătăți, ceea ce va avea un efect benefic asupra romanului tău. Încearcă să fii mai flexibilă și să faci concesii. După cum este înscris pe astrograma ta natală, miercuri este mai bine să nu discuți probleme serioase cu partenerul tău, el nu va fi de acord cu tine. Este mai bine să te concentrezi asupra lumii tale interioare, să te adaptezi la armonie și răbdare. Doar la sfârșitul săptămânii vor fi să apară modificări ale dispoziției tale și poți fi chiar gata să ceri iertare de la mulți. Stelele insistă, asigură-te că îți petreci weekendul cu familia. Este foarte probabil că îți vei arăta toate talentele culinare, te vei încânta pe tine însăți și pe familia ta. Dacă ești în vacanță în zilele următoare, nu ar trebui să experimentezi alimente exotice și alcool. Există riscul de intoxicație. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Rac. Nu este cea mai favorabilă săptămână în ceea ce privește bunăstarea. Pe astrograma ta natală apare înscris riscul de a te îmbolnăvi brusc și starea nesatisfăcătoare a sistemului nervos va juca un rol decisiv în acest sens. Distonia, scăderi de tensiune, oboseală generală, toate acestea sunt consecințele ale stresului, malnutriției și nerespectării regimului de odihnă.
Pot apărea probleme oculare și de circulație a sângelui. În această săptămână nu ești imună la dramele și adversitățile personale. Acum este o înaltă probabilitate de a experimenta dezamăgirea dragostei. Mai ales dacă tocmai ai început un nou roman sau ai visat la începutul unei legături romantice. Rănile se vor vindeca mult mai repede dacă vei găsi un hobby interesant în afara casei. De asemenea, este utilă petrecerea timpului în societatea celor mai buni prieteni, să practici sport, să te implici serios în schimbarea aspectului tău. La locul de muncă, dacă mergi la braț cu izbucnirea ta emoțională incontrolabilă și insulți șeful în prezența altor angajați, poți suporta consecințe dezastruoase. Pe frontul personal, nu trebuie să permiți emoțiilor tale să prevaleze asupra minții. În loc să provoci în mod deliberat dispute, ai grijă de aspectul tău. Astrele insistă. Cu munca pe care o desfășori acum, există momente neclare. Ar fi mai bine să te concentrezi asupra acesteia și nu pe odihne și divertisment. Astrele insistă. Cu munca pe care o desfășori acum, există momente neclare. Ar fi mai bine să te concentrezi asupra acesteia și nu pe odihne și divertisment. Mediul îți poate oferi o oportunitate de a arunca o privire la ceea ce faci într-un mod ușor diferit. Nu pierde acest moment, te va ajuta să avansezi în carieră. La sfârșit de săptămână vei deveni foarte maleabilă, iar armonia va domni în jurul tău. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu, poți avea o săptămână dificilă în ceea ce privește interacțiunea cu membrii familiei. Poți încerca să stabilești un anumit cadru și absolut nu este luată în considerare opinia ta. Poți fi supărată și nu vei încerca să ascunzi acest lucru. Poate că nu-ți vei aminti această săptămână ca remarcabilă. Îți vei îndeplini în mod minuțios datoria ta, numeri zilele rămase înainte vacanței sau îți amintești din nefericirea că vacanța ta s-a încheiat deja. Vei petrece tot timpul liber înconjurată de membrii apropiați ai familiei sau, mai degrabă, de compania rudelor mai tinere. Poți fi atât de aproape de copiii tăi că ți se poate părea că ești prietena lor, dar nu și un părinte strict. Fiind în compania descendenților tăi iubiți, vei înțelege că petrecerea timpului liber nu este limitată la canapeaua confortabilă. Fii pregătită să te răzgândești dacă ai detractor. Nu-ți fie frică să-ți aperi punctul de vedere chiar și în litigiile cu autoritățile. Dificultăți financiare sunt posibile, dar le poți trata. Ce se poate spune despre sfera iubirii? Stelele prezic discordie. Potrivit astrogramei tale natale, relația de dragoste este încă instabilă. Nu-ți poți da seama de ce ai nevoie. Ia o decizie vineri și ar fi mai bine ca o perioadă să fii singură. În astrograma ta natală, planetele prietenoase avertizează. Marți și miercuri poți fi deosebit de contradictorie. La sfârșit de săptămână merită să găsești câteva ore libere pentru a restabili echilibrul emoțional și a scăpa de tensiunea. Abține-te de la alcool și petreceri zgomotoase. Dacă lucrezi în domeniul predării, ții prelegeri și discursuri publice, poți conta pe succes. Soarta te favorizează! Fii atentă cu banii, riscurile financiare nu sunt excluse. Trebuie să fii pregătită pentru diverse situații neprevăzute care implică pierderi semnificative. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt totuși optimiste. Fecioara. Doamne, nu grăbi lucrurile și dă-mi răbdare să aștept. Cam așa ar suna dorința ta. Se pare că totul trebuie schimbat de urgență, deși nu este cazul. Dacă la lucru șefii se uită către tine, arată mai multă diligență și nu te gândi să pleci. Acum nu ai nevoie de o schimbare. Pe astrograma ta natală, săptămâna este potrivită pentru afacerile imobiliare. Crește probabilitatea de a atinge un obiectiv prețuit asociat cu valori tangibile. Tu ai un raționalism diferit, astfel încât ești capabilă să planifici cu atenție toate lucrările viitoare. O abordare rezonabilă și practică a afacerilor te ajută să reduci la minimum costurile și să obții rezultate decente.
Fii deosebit de atentă atunci când lucrezi cu aparate electrice, poți fi rănită. Stelele te sfătuiesc să fii mai atentă la sănătatea ta. În această săptămână poți deveni o atracție specială pentru sexul opus. În multe privințe, la acest lucru va contribui o dietă strictă care îți va face silueta mai subțire, dar și ținute sfidătoare pe care te vei grăbi să le cumperi de îndată ce pierzi în talie. Poți fi capabilă să devii numărul 1 pretutindeni și peste tot, lucru pe care prietenii de același sex îl vor remarca fără prea mult entuziasm. Fii atentă și nu provoca invidia, pentru că un prieten ofensat se poate transforma imperceptibil într-un dușman periculos pentru tine, mai ales dacă știe toate tainele tale personale. Există riscul ca adevăratul Iuda să se ascundă printre colegii buni. Dacă întâmplător stima ta de sine scade, e timpul să o ridici. Vizitează un salon de înfrumusețare, întâlnește-te cu prietenii, dacă poți, începe o nouă relație. Banii este mai bine să nu fie împrăștiați. Stelele de vară îți recomandă să fii mai atentă cu spatele. Petrece mai mult timp cu rudele mai în vârstă, ieși mai des din casă și nu experimenta cu bucătărie exotică. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța. În această săptămână este puțin probabil să te confrunți cu dificultăți majore. Cu toate acestea, problemele minore nu sunt excluse atât acasă cât și în afaceri oficiale. Poți ieși dintr-o situație dificilă ca un câștigător dacă arăți diplomație și înțelepciune. Stelele îți promit asistență într-o serie de domenii: lege, modă, artă, vânzări de bunuri și servicii. Fii atentă la calcule. Dacă serviciul tău este să intre în relații cu oamenii, este recomandat să te comporți cât mai tacticos posibil. Nu este cel mai bun moment să-ți mărturisești dragostea, să faci prieteni noi sau să schimbi ceva în relația maritală. În ceea ce privește sectorul financiar, pe astrograma ta natală se prevede o schimbare pozitivă. Poate că ți se va ridica salariul sau poate că vei face o afacere bună sau poate că vei fi capabilă să vinzi sau să schimbi cu ceva profitabil niște lucruri inutile. Îți poți consolida semnificativ statutul tău social. Premisa pentru un astfel de eveniment de bucurie va fi o întâlnire cu prestigiu, pe care o vei primi cu prețul unor eforturi incredibile. După ce primele emoții ale acestei victorii vor fi terminate, vei începe să reflectezi la ce vei face în continuare. Poți avea nevoie de o notă țintă și o vei găsi foarte rapid. Un nou vis pentru tine poate fi o afacere de dragoste pe care intenționezi să o angajezi cu o persoană neobișnuită. Poți încerca imediat să-l cucerești, dar este puțin probabil ca totul să fie atât de simplu. Stelele insistă, încearcă să te concentrezi miercuri, altfel poți pierde o întâlnire importantă, lucru care va fi o mare problemă pentru tine mai târziu. Emoțional poți fi instabilă întreaga săptămână, poți avea schimbări de dispoziție, deci trebuie să cauți urgent ceva pozitiv. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion. În această săptămână nu este recomandabil să lași lucrurile pentru mai târziu. Cel mai probabil, acest mai târziu nu va veni niciodată. Nu va fi inutil pentru a face un plan pas cu pas care să cuprinde sarcinile care ar trebui abordate în primul rând. Pe astrograma ta natală sunt prevăzute mici întreruperi în sfera interpersonală. Probabil vor apărea informații despre trădarea de către unul dintre prieteni sau despre infidelitatea partenerului în relație. Stabilitatea în această săptămână nu este așteptată. Faptul că aveai mari speranțe s-ar putea dovedi a fi complet nefondate, dar opțiunea evidentă de a pierde nu o vei putea accepta. Ești profund interesată de o cooperare profitabilă, prin urmare ești în permanență în căutare de parteneri promițători. Aceasta este o abordare eronată. Siguranța financiară depinde în primul rând de profesionalismul tău. Uimitoarea ta diligență va fi observată la locul de muncă și te poți aștepta la o creștere salarială sau la o nouă poziție în viitor. Dacă lucrezi în sectorul serviciilor sau în spațiile medicale, poți fi fericită cu veniturile și cariera ta.
ai perspective foarte bune înaintea ta. Miercuri poate că va trebui să faci cumpărături, toate acestea fiind asociate cu cheltuieli decente. Pe frontul personal, relațiile de dragoste acum sunt în creștere, iar aparent, dacă ești într-o relație, poți obține o propunere de căsătorie. Sfârșitul săptămânii poate fi destul de neașteptat, poți obține vești ciudate. În weekend este logic să mergi la cumpărături. Există șansa de a obține o mulțime de lucruri utile, poți participa la o adevărată vânătoare de chilipiruri. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător. În această săptămână poți reuși cu succesul material, trebuie doar să stabilești obiectivele realiste și să lucrezi cu sârguință. Fii prietenoasă cu colegii și conducerea, nimănui nu-i plac vulpile sociale în nicio echipă. O atitudine prietenoasă și deschisă față de alții te va ajuta să te afirmi mai ușor în carieră. Poți investi bani în orice afacere, profitul promite să fie impresionant. Dar reține că săptămâna nu este potrivită pentru aventuri riscante, deci nu avea încredere oarbă în sentimentele tale, acestea pot ieșua. Astrele îți recomandă să exerciți o atenție deosebită atunci când stabilești contacte noi. Nu neglija lucrurile mici. Succesul tău va depinde de ele. Pe astrograma ta natală, stelele spun că te vei distinge printr-o rară iubire a libertății și vei face ceea ce consideri potrivit. Deși de multe ori poți lua o decizie greșită, este mai bine să gândești mai mult și să nu te grăbești. Dacă nu ai o relație în echipă, vina vine de la tine. Miercuri poți fi dezamăgită de o conversație cu un prieten. Dacă ți-a promis ceva de mult timp, atunci nu se grăbește să o facă. Ca rezultat, este posibil să ai o călătorie sau chiar o vacanță, planuri care trebuie schimbate urgent. Ar trebui să eviți orice scandaluri. Este foarte probabil ca urmare a unui conflict să rup definitiv conexiunea cu o rudă apropiată, cu un prieten sau cu un coleg de muncă. Ai grijă la drum, pe 2 iulie este mai bine să nu stai la volan și cel mai bine să stai în spatele locului pasagerului din față. În weekend, abține-te de la supraalimentare și nu abuza de alcool. În toate celelalte privințe, săptămâna aceasta îți va fi destul de confortabilă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn. Este o perioadă în care totul depinde nu de tine, ci de oamenii din jurul tău. Rar întâlnești acest lucru, astfel încât poți începe să devii nervoasă și să-ți pierzi cumpătul. Fii foarte atentă la conflicte și acest lucru este deosebit de important miercuri și joi. Îți poți provoca singure probleme de sănătate din cauza înclinației de a te încărca cu prea multă muncă. Principala povară poate fi în inima și vasele de sânge. Pe parcursul întregii săptămâni de lucru poți fi afectată de migrene și răceli. În plus, la locul de muncă, pe astrograma ta natală, sunt predispoziții la răni ușoare, deci ai grijă. Zilele cu risc ridicat sunt miercuri și joi. Te poți dedica muncii grele. Chiar și atunci când te întorci acasă, te vei gândi cum să crești productivitatea muncii tale, astfel încât noi orizonturi de carieră să se deschidă în fața ta. Lucrul din tine va aduce un rezultat pozitiv, iar șefii îți pot acorda o întâlnire promițătoare. Cu toate acestea, îți poți pune sănătatea emoțională și fizică pe altarul acestei victorii. În ceea ce privește îndatoririle obligatorii, acestea trebuie tratate cât mai responsabil posibil. Acest lucru este valabil mai ales dacă ești un angajat. În viitorul apropiat, un test poate apărea brusc, din cauza căruia poate zbura un cap de pe umerii colegilor neglijenți. Locul său la soare ar trebui să fie atent păzit, mai ales dacă ești implicată în afaceri. Ar fi bine pentru sufletul tău să faci totul pentru tine și să te relaxezi complet în weekend. Renunță la muncă timp de câteva zile, poți chiar să-ți iei și o vacanță. Vestea bună vine la tine de departe, se pare că oaspeții pe care îi aștepți chiar vor veni. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător. În această săptămână este contraindicat să te scufunzi în tine. Sunt prevăzute multe evenimente care vor necesita soluții rapide. Poate că este vorba de un potențial succes în carieră care, în caz de lenevie, va fi dat altcuiva.
Încearcă să nu te răsfeți cu mâncare prea calorică și să nu ignori prescripțiile medicilor specialiști. Dacă dorești să câștigi popularitate în spațiul virtual, ar trebui să te apleci asupra naturii. Săptămâna va fi calmă, deși așa cum apare pe astrograma ta natală, starea de sănătate poate lăsa mult de dorit. Pot apărea probleme noi, iar bolile mai vechi își pot reaminti de ele înselea. Trebuie să ai grijă de sistemul cardiovascular, stomac și ganglionii limfatici. Evită exercițiile excesive, cum ar fi ridicarea greutăților, deoarece pot apărea vătămări ale spatelui. Săptămâna poate fi foarte semnificativă în ceea ce privește viața personală. În această săptămână poți realiza schimbări majore în stilul de viață al familiei. Nu dorești să te mulțumești cu o poziție secundară în abordarea multor probleme importante, vei lupta pentru statutul de conducere în cadrul casei tale. A doua jumătate, văzând metamorfoza care s-a întâmplat, va acționa foarte înțelept și curajos. Partenerul va pretinde că de acum înainte numai tu vei lua toate deciziile de bază, în timp ce el însuși te va înclina încet și cu tact în poziția lui personală. Într-un cuvânt, nimic nu se va schimba în casa ta, dar de acum înainte părerea ta va fi mai mult sau mai puțin luată în considerare. Astrele recomandă, este timpul să te gândești la vacanță. Deja la sfârșitul săptămânii se vor deschide oportunități de călătorie. Weekendul poate aduce o nouă cunoștință. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești. În această săptămână ți se recomandă să nu te împrăștii în propriile planuri. Această recomandare este relevantă în special dacă există o persoană aflată pe lista contactelor strânse a căror decență ridică îndoieli. Există șansa de a arăta rezultate bune în dezvoltarea afacerilor personale. Pe astrograma natală apare că planetele prietenoase ți-au pregătit un mare succes în toate eforturile creative. Dacă ai un scop ambițios, a cărui punere în aplicare l-ai amânat pentru o lungă perioadă de timp, ar trebui să revii la această idee în zilele următoare. Totuși, nu lăsa drumul creativ să te înghite complet. Cel puțin uneori, amintește-ți că ai o casă, o muncă și o persoană care te așteaptă cu o atenție deosebită. Găsește armonie între impulsurile creative și realitatea ta de zi cu zi. Dacă intenționezi să încerci ca antreprenor, îți este recomandat să studiezi cu atenție obiectul investiției tale. Poți avea probleme cu căile respiratorii, nu durează mult pentru o verificare de rutină de plămâni. Pot să apară răniri minore atunci când faci treburi casnice, ca exemplu tăieturi, arsuri, vânătăi. Cel mai probabil pot fi afectate mâinile, umerii sau partea superioară a spatelui. Toată săptămâna poți fi atrasă de dulciuri și produse de patiserie. Acestea sunt fără îndoială foarte gustoase, dar respectă măsura. Este momentul să devii mai hotărâtă. Te îndepărtezi de o anume responsabilitate și mai târziu vei regreta. Stelele avertizează. Problemele de familie necesită decizii urgente și, pentru un motiv întemeiat, partenerul poate insista asupra acestui lucru. Ți-e frică să te miști, să faci orice schimbare, dar e mai bine să o faci chiar acum. În perioada de la 3 la 6 iulie te poți aștepta să primești niște bani. Nu-i cheltui pe tine însăți, ci pe cei dragi. Se răsplătește de 100 de ori gestul și atenția. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!